Hramul Capitalei va fi pus în funcțiune cea mai modernă fântână arteziană din oraș. Cel puțin asta își propun autoritățile municipale, care au inițiat de câteva săptămâni lucrarea ample de reabilitare a parcului Alunelu din sectorul Buicani. Pe lângă amenajarea havuzului muzical, se construiește o scenă și un teatru de vară, se instalează sistemul de iluminat și irigare și se amenajează în intrările în parc. Deja a fost construit un teren de fotbal, iar unul pentru copii urmează să apară în scurt timp. La ce etapă sunt muncitorii acum, aflați în reportaj. Ce urmează. Avem executate lucrări mai mult de 60% din volumul total de lucrări. S-a executat un volum destul de mare de lucrări de amenajare la intrarea în parc și a zonei adiacente din strada Neculce. Mâine urmează să înceapă în strada Milano. Pentru locuitorii de la Buiucane, pe lângă zonele de agrement, precum teatrul de vară, terenurile de sport și joacă, vor fi amenajate locuri de recreere cu bănci. Pe tot perimetrul parcului vor fi montate și boxe, datorită cărora orice concert va putea fi auzit din orice colț. Mai mult, vor fi instalate și camere de supraveghere pentru a-i speria pe vandali sau hoți. Zilnic, cu excepția săptămânii curente, am avut numai puțin de 70 de oameni pe șantier. Astăzi avem vreo 20. Havuzul va fi cu iluminat artistic și cu sunet. Atunci... De fapt, ele sunt două havuzuri, iar sistema este în așa fel construită ca apa dintr-un havuz va nimeri în celălalt. Adică este ceva diferit de ce avem până acum. Părinții care se plimbă des cu copiii prin parcuri spun că cea mai mare bucurie sunt trotuarele și aleile reparate, deoarece plimbările cu căruciorul le dădeau mari bătăi de cap. Конечно, это положительный момент, то есть чем вообще в последнее время очень много чего делается, и надеюсь, так и останется. То есть и в долине Роз, вот мы там в основном гуляем, очень красиво стало, надеюсь, и здесь тоже, потому что пока спасибо властям за то, что взяли за парки, за дорожки пешеходные. Foarte fain, să vedem în sfârșit. Interesant cum ar fi finalizat. Eu și am locuit când eram cu scena asta. Când începea să cânte muzică, noi toți ne grămădeam. Când era băietul Mitel cu căruciorul, era foarte complicat pe aici să te deplasezi, dar acum da, mă gândesc că ar fi ceva bun. Când e regulă și curățenie și frumos, fiecare, eu așa cred că se simte mai bine. Tot timpul trebuie să construim ceva, să fim în progres, nu să stăm pe loc. Autoritățile își propun să realizeze toate lucrările până de ziua orașului, adică pe 14 octombrie. Pentru implementarea acestui proiect, primăria sectorului 6 al municipiului București a oferit 846.000 de euro, iar autoritățile de la Chișinău au alocat 2 milioane de lei. Menționăm că în prezent, în sectorul Buiucane al capitalei, se schimbă la față și parcul la izvor. În zonă, la fel, au loc lucrări ample de reconstrucție, fiind reparate aleile, terenurile de joacă și create piste pentru bicicliști.